În ultimele zile, mai multe mijloace de informare în masă au transmis informații precum că Serviciul Federal de Migrațiune al Federației Ruse a stopat eliberarea de patente pentru cetățenii Republicii Moldova din motive tehnice. Această informație a trezit o panică în rândul cetățenilor Republicii Moldova, atât a celor aflați la muncă pe teritoriul Federației Rusiei, cât și a celor aflați pe teritoriul Republicii Moldova și care aveau planuri de plecare la lucru în Federația Rusă. Înțelegem destul de bine și cunoaștem că pe teritoriul Federației Ruse muncesc peste 750.000 de cetățeni ai țării noastre. Totodată, acești oameni transferă anual în jur de 1.200.000.000 de dolari. Deci, practic, această sumă de bani și munca cetățenilor noștri pe teritoriul Federației Rusie asigură existența Republicii Moldova, asigură aproape 1.000.000 de familii ca să supraviețuiască și să existe în această țară. Și tocmai din aceste considerente, pentru a avea explicații și informații veridică și corectă pentru a informa cetățenii noștri, Partidul Social Democrat a adresat un demers astăzi către Serviciul Federal de Migrațiune al Federației Rusiei, prin care am solicitat să fim informați despre starea reală de lucruri cu privire la eliberarea de patente pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru a transmite această informație corectă către toți cetățenii noștri. Totodată am solicitat Serviciului Federal de Migrațiune al Federației Ruse să ne informeze despre intențiile de modificare a legislației Federației Rusiei cu privire la șederea și angajarea în câmpul muncii pe teritoriul Federației Rusiei a cetățenilor Republicii Moldova, în caz dacă aceste intenții sunt după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană de către actuala guvernare. Sper ca în cel mai scurt timp să avem o informație veridică din prima sursă și în următoarele zile vom informa toți cetățenii Republicii noastre care se află la moment pe teritoriul Federației Rusiei, cât și cei care planificau să plece cu privire la acest proces de eliberare a patentelor, pentru ca să cunoașteți din prima sursă care este situația reală. În următoarele zile vom veni cu un comunicat și cu o informație veridică la această temă.